Cadrele didactice finanțate din bugetul primăriei Șoldănești nu-și pot ridica salariile pentru septembrie. Profesorii spun că nu este prima dată când în anul curent se tergiversează retribuirea angajaților din instituțiile de învățământ din oraș. La primărie Șoldănești, situația creată este explicată prin faptul că majoritatea consilierilor refuză să-i acorde primarului Alexandru Tinică împuterniciri de a opera modificări în bugetele instituțiilor din subordine. Noi am avut ședințe extraordinare convocate legal luni pe data de 8 octombrie, ca pe data de 10 să avem salariu, să rezolvăm niște probleme. Dumneavoastră nu v-ați prezentat câți? 8 consilieri din 15. Și eu nu înțeleg, așa ați venit aici și vreți să faceți. Dumneavoastră prezentă și ce se întâmplă azi și azi. Pentru că ședința se convoacă sau de către primar, sau de către o treime de consilieri. Dar o treime de consilieri se adresează primarului să convoace ședința. Numai în caz când primarul, că este sau viceprimar, atunci vă adunați dumneavoastră. Dar dumneavoastră azi v-ați adunat așa. Ați scris o ordine de zi, ați spus-o, v-ați adunat, nu știu ce trebuie să faci. Deși faceți așa, dar n-ați venit luni. Asta e trebuie să dați răspuns la întrebare. Și acum, dacă legea nu știți sau o citiți, nici nu o cunoașteți, chiar dacă o citiți. Edilul orașului susține că de fiecare dată când vine timpul să achite salariile angajaților, este nevoit să convoce ședința extraordinară a Consiliului Orășenesc. Problema rezidă în faptul că aleșii locali se întâmplă să nu se prezinte la aceste ședințe, fapt la care se referă și liderul fracțiunii PL, Leonid Paierele. Profesorii din orașul Șoldănești puteau să primească salariul la timp, fiindcă contabilitatea primăriei au efectuat toate lucrările, au pregătit toate documentele pentru și le-au prezentat la Direcția Finanțe pentru a primi salariul. Însă, pe data de 8, când primăria sau primarul a convocat ședința Consiliului, consilierii din fracțiunea Partidul Democrat, Partidul Comuniștilor, parțial, Partidul Liberal Democrat, nu s-au prezentat la ședință, fiindcă primarul de Șoldănești nu are împuternicire pentru a face modificările dintr-o instituție în alta și nici din cadrul instituției modificări în buget pentru ca să primească salariul. Asta este opinia și părerea mea personală și părerea Consiliului Partidului Liberal. De cealaltă parte, aleșii locali declară că sunt disponibili să se întrunească ori de câte ori va fi nevoie. Aceștia insistă pe faptul că chestiunea privind achitarea salariilor intenționat nu se include în agenda ședințelor. Nu știu ce fel de salarii vorbește domn primar când nu ne-am primit din pricina că nu ne-am adunat. În ordine de zi, niciun punct nu-i ordine de zi poftim este, niciun punct nu-i cu salarii. Primul rând. Pentru a doilea rând, eu n-am fost chemată de nici la o comisie. Punigrirea noastră a fost nefondată din motive că nu a fost nici pe ordine de zi pusă. Dar primarul manipulează cu câțiva conducători care supun primării și se primește ce se primește. Deci el a avut și posibilitatea să felicite măcar și profesorii la ziua profesorilor. Nu numai că să le dea salariul, dar salariul a fost obligatoriu să le dea. Deci la ședința dată care a avut loc, persoana de la executiv, de la contabilitate, a explicat că consilierii nu duc nicio răspundere. Cât privește refuzul de a-i se acorda primarului împuternicirile solicitate de capul localității, majoritatea consilierilor susțin că primarul gestionează sub nivel banii publici. În acest context sunt aduse exemple când din cauza primarului, prin hotărâri de judecată din bugetul local au fost scoase sute de mii de lei. Chiar și în situația când primăria a pierdut în judecată sume considerabile, specialiștii de la Direcția Raională Finanțe spun că profesorii se cuvenea să-și ridice în termen salariul. Reieșind din situația financiară, primăria a avut posibilitatea să achite la timp salariile profesorilor, în afară de școala primară care s-a reformat. Școala primară care s-a reformat putea să primească după ședința Consiliului, după ce făceau modificările cuvenite. Din discuțiile desfășurate pe parcursul a mai bine de 3 ore, nu a fost clar când totuși cadrele didactice își vor primi retribuția și dacă situația creată nu ar putea să se repete și pe viitor.